Oamenii trebuie să-i cunoască pe cei pe care îi aleg. Acesta a fost motivul pentru care ieri membrii PNL au colindat câteva cartiere din oraș și au stat de vorbă cu făgărășenii. Majoritatea concitadinilor au fost receptivi și încântați de vizita peneliștilor. Cartierul Tudor Vladimirescu a fost vizitat ieri de membrii Partidului Național Liberal. Primirea pe care le-au făcut-o oamenii din zonă a fost pe măsura a ceea ce au făcut pentru ei membrii acestui partid politic aflați la cârma orașului. Bine? Bine, foarte bine. Acum, în momentul acesta, noi în Făgăraș văd de entuziasm, lumea cred că așteaptă schimbare, un tânăr care n-a avut de-a face cu comunismul și sperăm să ne ajute Dumnezeu. Avem o părere bună, cum să nu, oameni cum să cade, oameni cinstiți, care face ceva pentru noi, pentru oamenii de aici, pentru oamenii din cartier și pensionari și pentru toți câte ceva face. Dacă rămân ei, cred, sperăm să ne ajute. Asta e părerea noastră. PNL-ul a făcut la toate turnurile subsolul, pe banii PNL-ului, a Consiliului Județean Brașov, deci s-au schimbat conductele la toate trei turnurile. Ne-a ajutat foarte mult domnul Căncescu, domnul Mânduc, domnul Duță. Noi suntem cu PNL-ul, cel puțin eu sunt din 1993. Este o acțiune a Partidului Național Liberal, o acțiune de campanie electorală în care vrem să facem cunoscută opțiunea noastră și să convingem făgărășenii să vină să-l voteze duminică pe Crin Antonescu spre binele Făgărașului. Primăria orașului a participat și ea la această acțiune. Edilul șef a încercat astfel să-i convingă pe făgărășenii să vină la vot. În principiu am călcat toate cartierele orașului și cu acest prilej în campania electorală, în încercarea noastră de a-i determina pe oameni să înțeleagă că este foarte important, în primul rând, să accepte ideea de a merge la vot și, după cum se văd lucrurile la nivel național, este clar că trebuie să și voteze pentru schimbarea actualului președinte. Acesta este motivul pentru care încercăm din bloc în bloc, din casă în casă, să ducem această muncă de lămurire pentru a-i convinge pe oameni că este important ca duminică să iasă la vot pentru a învinge cel mai puternic. Mai sunt două zile de campanie electorală, când membrii tuturor partidelor politice din oraș mai au timp să-i convingă pe făgărășeni să pună ștampila pe un anumit candidat.